Hei, salutare tuturor! Azi continuăm să răsfoim seria Harapalp, continuăm și de data aceasta o să răsfoim împreună numărul 9 din februarie 2014 la ce continuare avea costul de 6,9 lei, 7 lei ce mai acum pentru normal. Dar să privim puțin această copertă foarte frumoasă, cum menționam în numărul trecut, numărul 8 mi s-a părut cea mai frumoasă copertă de până acum. În continuare, numărul 8 din punctul de vedere bate numărul 9, dar o copertă frumoasă, deci nu ai ce să comentez pe partea aceasta. Și avem felul următor. În acest număr avem Bătrânețe fără tinerețe, episodul 9. De asemenea avem Originele împăratului roșu, episodul 4. Iar din Fluviul șoaptelor de Marian Coman, episodul 9. 16 plus ani. Și pe spate o reclamă de la Orange. Dar să intrăm așa puțin prin acest număr interesant. Începem așa direct. Harta lumii Hack. Orice aventură are nevoie de o hartă. Și cum ați văzut în lumea precedente, o avem pe această cale. În continuare, să zicem, story-ul. Se conturează și mai bine. Personajele de asemenea se conturează și mai bine pe această cale. Iar în ediția aceasta, la Bătrânețe fără tinerețe, îl avem așa, ca scenariu Marian Coman, desen Andrei Moldovan, culoare Andrei Tăbăcaru, storyboard Octav Ungureanu, editor Mihai Ionașcu. Iar acest număr preia, mă rog, să spunem așa, dacă îmi permiteți, da, o clipă să mai pun aici puțin setup-ul. Prea bate, să zicem, corpul de iluminat pe această cale și încercăm să găsim o poziție mai ok, să nu lumineze atât de mult. Deși ar fi trebuit să fac toate acestea înainte să filmez. Nu că... Bine, sunt un concepător, deci... așa, sau cât de cât să menționăm. Mai stăm, așa, mai bine. Încercăm, dacă nu, cea mai bună soluție. Să facem puțin mai mare. Așa. Perfect. Așa. Acest număr continuă story-ul din numărul precedent. Și cum menționam, cât Harapal și Mara, soția lui, erau plecați, mă rog, spre tatăl lui Harapal. Ochilă, mă rog, ochilă, da. Ce scuze. Haiganu rămâne să aibă grijă puțin de ce se întâmplă în ținutul lui Harapal. Și, evident, foarte multe persoane au venit cu doleanțe, cu una, cu cerințe, ce a făcut vecinul, ce n-a făcut ăla, ce bla 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 bla. Povestea de față începe când o bătrână, chipurile, menționează Haiganului că, de fapt, ea este foarte tânără. E doar că aspectul ei este îmbătrânit, că ceva se întâmplă în satul ei. Și, bineînțeles, Haiganul, având... să zicem așa, această abilitate de a vedea dincolo de trupurile oamenilor, își dă seama că într-adevăr e anumită. Apoi înțelege că, ok, bun, trebuie să investigheze puțin, băi, ce se întâmplă în zona respectivă, mai ales că tot ea i-a spus că nu este om în satul meu care să trăiască mai mult de 20 de ani. Nu. Deci ceva e putred la mijloc acolo și trebuie identificat. Zi și făcut, Haiganu ieșea câteva oști, soldați și merge să înțeleagă, bun, ce se întâmplă. La fel cum, dacă în lumea reală, să zicem, acești bătrânei, parcă se joacă cu un smeu. De fapt, cum îi vede Haiganu, erau niște copilași. Totul merge bine. La pagina asta se pare că a fost prinsă puțin și cu pagina din spate. E prima dată când văd lucrul ăsta. Dacă, de cum intră în satul respectiv, să zicem că Haiganul nu este afectat absolut deloc, gărzii lui, din păcate, încep să îmbătrânească și l-a murit chiar vertiginos. Ca ulterior, toată povestea, să zicem, se concretizează cu apariția unei alte entități, care nu era un om normal, să zicem. Apar câteva detalii între, să zicem, cele două entități și așa mai divine. Și istoria în sine este că, pur și simplu, acest Buddha,
reinterpretată românesc. El a avut așa un master plan, o idee absolut genială, adică la modul, băi, dacă toată copilăria, toate bucurile se află în copilărie și toți oamenii sunt fericiți că sunt copii și n-au probleme și n-au stres, atunci nu mai bine să trăiască exact cât au acea perioadă de glorie, restul fiind detalii nesemnificative. Well, cam asta făcea el. Bine, pe de o parte se hrănea cu, să zicem, forța de viață a oamenilor, dar el așa a fost piciul lui de vânzare. Băi, de fapt îi ajut pe oamenii aceștia că, na, să fie fericiți, să nu prindă grelele vieții și toate cele, da, pe de o parte, dar în același timp, pe termen lung, e not cost efficient. Până la urmă te gândești, bă, da, dacă toți mor, da, cine mai face copil? Cine mai crește copil? Adică copil. Nu? Da. Bun. Dar trecând înapoi la banda noastră, am luat-o puțin așa pe cărare, într-adevăr, apar câteva confruntări între cei doi, ceea ce e așa normal. Avem de aici o reclamă pentru Ultimul Zburător, un film de Ovidiu Georgescu. Și toată acțiunea e foarte fain. Bine, asta e ca un side story. Da, Haganu câștigă detașat. Și să zicem că satul respectiv este salvat. În același timp, în Preida, la castelul Drenibor, aici avem așa o ceremonie solemnă în care Harapalb, alături de, mă rog, Mara, soția lui, bineînțeles și de unul dintre frații lui, Andria, participă la ceremonia sau funerarele tatălui pe această cale. Și, bineînțeles, Andria Carfate îi propune, băi, da, să mai rămână, să, da, să mai vorbească unii de alții. Apar și câteva mențiuni despre al treilea lor frate, despre Medru. Numai că, așa, dintr-o dată, să zicem că Lardea, a.k.a. Flămânzilă, cum, da, el fiind așa un dorf, le știa și cu partea aceasta de pietrele vorbesc sau tot ce avea legătură cu pietrele, cu peștele, și simte că e ceva în plus în zona aceasta, ceva ce îl intrigă. Și, bineînțeles, când începe să investigeze pe baza simțurilor lui că, mai, ceva nu e ok, descoperă ceva ce n-ar trebui sau vede ceva ce n-ar trebui să vadă, șmaf, ușa una, după ce a fost, și Harapalb continuă în numărul 10. To be continued. Bun. Continuăm cu puțină publicitate la diverse produse, Citadela, Super Erou, un alta. În continuare avem, bineînțeles, Haiganul Fluviu Șaptelor, Fărăleton de Marian Coman, și avem data aceasta episodul 9 din novela lui, Rând deschise. O novelă foarte frumoasă și, bineînțeles, un artwork de asemenea foarte interesant. Mai am aici o reclamă, Comics, revista Comics, volumul 19, ianuarie 2014. În ultimul rând avem și episodul 4 din povestea lui Ziraxes sau Împăratul Roșu. Dar la fel, ca să nu dăm foarte multe detalii, să spunem că, nu, s-a produs, să zicem așa, o coaliție, adică în timp ce Împăratul Roșu încerca să-și construiască o flotă cu ajutorul, să zicem așa, unui alt oraș, se pare că și eroii noștri principali se gândesc să joace cam aceeași carte și să se alieze cu altă facțiune, care de data acestea erau pirați și dețineau o flotă destul de consistentă și bine pregătită, și cumva e, hai să ne aliem cu ei ca să distrugem flota altora și, na, lucruri de strategie. Doar că, na, mai apar, zicem, lucruri neprevăzute. Dacă erau nostru principal în această poveste, încerca să facă alianțe pentru a lupta împotriva Împăratului Roșu și, în același timp, fiind de parte plecat de casă unde îi se năștea copilului, se pare că soarta, sau mai bine spus, către Odiseus, soarta îi rezerva alte lucruri. Prin înțelegere urma să zicem, să aibă așa și o noapte interesantă cu viitorul aliat împotriva Împăratului Roșu. Dar, între timp, putem spune că, da, povestea mai face și referire la
anumite noastre, chiar dacă, na, să spunem că în orașul în care se construiau corăbile, lucrurile mergeau destul de greu, mai ales cu oamenii care erau superstițioși, se închinau lui Neris, zeița și protectoarea orașului respectiv. Mă rog, și tente de acestea mai religioase, deși pare cunoscut din universul nostru. Avem, bineînțeles, laboratorul Harpa. Ah. Și aici, pur și simplu, să zicem că acțiunea se termină în timp ce corăbile lui Zirax, împăratul roșu, erau în construcție. În schimb, de pe partea lui Orsideus, deja înțelegerea era făcută, Dandil, veneau pirații cu flota lor pentru a nimici flota lui, sau viitoarea flota lui Ziraxes. Continuăm cu laboratorul Harapalp continuă. Hatere sau Hatare, depinde cum pronunțăm partea de latină, Portnai și Venus din Bitvort, Hamangia, Ermasdul. Și aici avem câteva mențiuni, exact cum am ieșit cu statuia lui Venus, lucrul românesc. Mai avem de asemenea aici pagina fanilor. Fanii cu cele mai multe share-uri și like-uri din Facebook în ultimele două luni sunt: pe locul întâi, Florin Bibire, un abonament pe 6 luni, și bineînțeles apar din nou ca și mențiune în revistă, și de data aceasta avem un fel următor: Gabriel este până acum cel mai dedicat fan hack. Oh, shucks. Mai zi. Așa că în numărul 10 al revistei, Gabriel va deveni personaj de bandă desenată. Poate un hangiu, poate un soldat, poate un protector. Oh, man. Acesta cred că a fost cel mai frumos cadou pe care un pasionat, un cititor, un colecționar de bandă desenată poate să-l primească. Această cale să fie transformat în personaj dintr-o bandă desenată pe care o citește. Rămâne să detaliem în numărul viitor. Mai avem Ioniță Tunsu, un haiduc de București, număr pe care de asemenea îl avem, nu ediția de la HackBD, dar îl avem, date despre reacție, și la final, da, o reclamă cu Orangean, câștigi telefoane cu Super, da, Sony Xperia. Bun. Principiul cam acesta a fost numărul 12, cred că ne-am lungit mai mult decât trebuia. Sper că v-a plăcut. Eu vă mulțumesc pe această cană pentru timpul acordat. Vă urez spor la citit, o zi cât mai bună și baftă tuturor!